Bună ziua, sunt Valiconea și astăzi vă prezint misteriosul manuscris care conținea o incantație veche descoperit de domnitorul Vlad Țepeș, un material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Ce știm despre domnitorul român? Vlad Țepeș, cunoscut și sub numele de Vlad Drăculea sau Vlad Dracula de către străini, a fost un domnitor al țării românești în secolul al XV-lea. Este cunoscut în istorie pentru personalitatea sa controversată și metodele sale crude de conducere. Vlad Țepeș a devenit cunoscut pentru cruzimea sa în lupta împotriva inamicilor săi, în special în lupta împotriva turcilor și a nobililor locali. El a fost supranumit Țepeș după metoda sa preferată de execuție, care implica înfigerea victimelor pe țepi lungi. Această metodă era folosită pentru a intimida și a descuraja potențialii inamici. Această brutalitate l-a făcut faimos și a contribuit la crearea legendei sale. Vlad Țepeș este de asemenea adesea asociat cu mitul lui Dracula, care a fost popularizat în literatură și film. Personajul fictiv Dracula, creat de Bram Stoker în romanul său din 1897, a fost inspirat parțial de figura istorică a lui Vlad Țepeș. Cu toate acestea, există diferențe semnificative între Vlad Țepeș și Dracula din romanul lui Stoker, iar Vlad Țepeș a fost o figură reală din istorie, în timp ce Dracula este un vampir fictiv. Vlad Țepeș a condus țara românească în mai multe rânduri, între 1436 și 1476, iar moartea sa a marcat sfârșitul unei ere în istoria țării românești. El este privit diferit de-a lungul istoriei. Unii îl consideră un erou național care a luptat pentru apărarea țării sale, în timp ce alții îl consideră un tiran sângeros. Atacul de noapte. Una dintre cele mai notorii și semnificative bătălii ale lui Vlad Țepeș, cunoscut și sub numele de Vlad Dracula, a avut loc în anul 1462 și a fost cunoscută sub numele de Atacul de noapte. Această luptă a fost parte a conflictului între Vlad Țepeș și Imperiul Otoman, condus de sultanul Mahomed al II-lea. În 1459, Vlad Țepeș refuză să mai plătească tribut turcilor, aproximativ 10.000 de galbeni anual. Se pare că această răzvrătire s-a datorat existenței unui proiect de cruciadă împotriva otomanilor, cruciadă susținută de papă și în care regele Ungariei, Matia Corvin, ar fi urmat să joace rolul principal. Acesta chiar primește de la papă suma de 40.000 de galbeni, suficientă pentru a echipa 12.000 de oameni și 10 nave de război. În acest context politic, Vlad Țepeș încheie o alianță cu Matei Corvin, probabil la începutul anului 1460, pe care otomanii ar fi vrut să o împiedice. Mai mult, aceștia vor încerca prin intermediul lui Hamza Pasha, beiul de Nicopole și al diacului sultanului Catavolinos, să-l prindă pe Vlad prin vicleșug, fără succes însă. Odată de jucate planurile otomanilor și pedepsiți, cei doi au fost trași în țeapă împreună cu toți soldații turci care îi însoțeau, Vlad Țepeș organizează o campanie surpriză la sud de Dunăre în iarna anului 1461 și 1462. O întinsă regiune de la Oblucița la Novoe Zelo și până la vărsarea Dunării în Marea Neagră, până la Rahova, a fost devastată. Mai mult, cetatea Nicopole fiind ocupată prin vicleșug, peste 20.000 de turci au pierit sub armele vlahilor, numărul celor uciși fiind indicat de însuși Vlad Țepeș într-o scrisoare adresată lui Matei Corvin. Tot în această scrisoare, expediată din Giurgiu la 11 februarie 1462, Vlad îi solicita în mod insistent sprijin regelui ungar. Deși l-a asigurat la 4 martie 1462 că îi va veni în ajutor, Matei Corvin a părăsit Buda abia la sfârșitul lui august, când campania otomană era deja încheiată. În ceea ce îl privește pe Mahomed al II-lea, acesta, surprins de sfidarea lui Țepeș, îi va pregăti un răspuns pe măsură. În primăvara lui 1462, sultanul, în fruntea unei armate uriașe, circa 100-120.000 de oameni, a doua camărime după aceea care cucerise Constantinopolul, plus 175 de nave de război, al căror scop era acela de a cuceri Chilia, se va îndrepta spre Dunăre. Efectivele domnului Valac nu depășeau, după estimările cele mai generoase, 30.000 de oșteni. Deși Vlad încerca să-i oprească pe turci la Dunăre, în dreptul cetății Turnu, aceștia, la adăpostul nopții, reușesc să treacă fluviul îndreptându-se direct spre Târgoviște, la data de 4 iunie anul 1462. În aceste condiții, Țepeș va aplica tactica hărțuirii.
pustirea pământului, mai ales în drumul spre Târgoviște, otrăvirea fântânilor, atacarea detașamentelor turcești plecate după hrană. În această atmosferă apăsătoare în care oștile turcești, plămânde și înfricoșate, înaintau prin țara pustită, a avut loc marea lovitură a lui Vlad Țepeș, atacul de noapte din 16-17 iunie 1462, menit să demoralizeze și mai mult oastea otomană. Atac despre care pomenesc toate izvoarele relative la campania din 1462. Ținta atacului a fost însuși sultanul, însă acesta a scăpat, cortul său fiind confundat cu al unui vizir. Totuși, efectul psihologic al atacului a fost important. Mulți turci au fost uciși, iar sultanul, conform relatărilor, a părăsit în ascuns tabăra în chip rușinos. Văzând marea pierdere suferită de ai săi, a dat ordin de retragere. În apropierea Târgoviștei, el aștepta un spectacol care a băgat groaza în oștile sale. O pădură de țepi în care atârnau o mulțime de turci uciși înainte sau în timpul bătăliei. În fața acestei priveliști, turcii s-au înspăimântat foarte tare, iar sultanul a recunoscut că nu poate să ia țara unui bărbat care face lucruri așa de mari și care ar fi vrednic de mai mult. Ultima domnie. Vlad a fost recunoscut ca domn al țării românești pentru a treia oară în 1475, însă s-a bucurat de o perioadă foarte scurtă de domnie. A fost asasinat la sfârșitul lui decembrie 1476. Corpul său a fost decapitat și capul trimis sultanului, care l-a așezat într-o țeapă ca dovadă a triumfului asupra lui Vlad Țepeș. S-a emis ipoteza că Drăculea ar fi fost îngropat la mănăstirea Znagov, pe o insulă din apropierea Bucureștilor. Examinările recente au arătat că mormântul, între ghilimele, lui Țepeș de la mănăstire conține doar câteva oase de cal datate din Neolitic și nu rămășițele adevărate ale domnului Valac. După opinia reputatului istoric Constantin Rezachievici, mormântul acestuia ar fi pe locul mănăstirii Comana, ctitorie a voievodului. În istoria sa, Vlad Țepeș a fost un personaj controversat, iar faima sa a fost mai degrabă legată de acțiunile sale militare și de conducerea sa în timpul domniei în țara românească. Este important de menționat că el este mai bine cunoscut pentru reputația sa ca lider militar și pentru metodele sale crude de a combate inamicul. Pentru înfățișarea lui Vlad Țepeș s-au păstrat o serie de izvoare, printre ele fiind o descriere făcută de un martor ocular contemporan și o serie de imagini, un desen, o gravură, în mai multe copii, trei miniaturi și două tablouri. Pe lângă valoarea lor brută, aceste imagini sunt și o mărturie a schimbărilor manierei de reprezentare a voivodului român de-a lungul timpului. În afară de aceste reprezentări directe ale voivodului, exista în epocă și practica criptoportretelor, care înfățișează persoane contemporane artistului în ipostaze biblice sau mitologice. Visul lui Vlad Țepeș. Într-o noapte rece și întunecată din secolul al XIV-lea în inima țării românești, Vlad Țepeș se trezi dintr-un vis tulburător. Era în mijlocul unui somn agitat, iar viziunile despre sânge și război îl urmăreau neîncetat. În timpul visului, a văzut un drum întunecat ce ducea către un castel în ruină, înconjurat de umbre amenințătoare. Timp de zile întregi, Vlad a reflectat asupra semnificației visului său și s-a hotărât să pornească într-o călătorie către acel castel misterios. Cu toate că era un conducător puternic și temut în țara românească, el simțea că trebuie să descopere adevărul din spatele viziunilor sale. Așa că, într-o noapte, însoțit doar de un grup mic de oameni de încredere, a pornit spre castelul în ruină. Pe măsură ce se apropiau de castel, vremea se înrăutățea, iar vântul aducea suspine ciudate. Când au ajuns la castel, Vlad a simțit o prezență întunecată în jurul lor. Au început să exploreze ruinele și să descopere semne ale unui ritual straniu care fusese săvârșit acolo cu mult timp în urmă. În cele din urmă au ajuns în sala centrală a castelului, unde aveau să descopere secretul întunecat al acestui loc. În mijlocul sălii se afla un sarcofag masiv și când l-au deschis, au descoperit un altar antic și un vechi manuscris. Manuscrisul conținea o incantație veche ce părea să ofere puteri supranaturale celui care o recita. Vlad Țepeș a decis să învețe această incantație și să obțină puteri pentru a-și apăra țara împotriva inamicilor săi. Cu toate acestea, pe măsură ce învăța incantația, el a început să fie cuprins de întunericul pe care îl simțise în viziunea sa. Puterile supranaturale obținute
i-au dat puterea de a zdrobi inamicii, dar au venit cu un preț înfricoșător. Povestea continuă să exploreze confruntarea lui Vlad Țepeș cu proprii săi demoni interiori și cu consecințele puterilor sale într-o lume plină de războaie și trădări. Vlad Țepeș, după ce a învățat incantația din manuscrisul descoperit în castelul în ruină, a dobândit puteri supranaturale care i-au oferit un avantaj considerabil în lupta împotriva inamicilor săi. Cu toate acestea, aceste puteri au venit la un preț mare și au avut consecințe înfricoșătoare asupra vieții sale și a celor din jur. Pe măsură ce Vlad Țepeș își folosea noile puteri pentru a zdrobi inamicii și pentru a-și consolida controlul asupra țării, el a devenit tot mai obsedat de putere. Obsesia sa pentru putere a dus la izolarea sa de prieteni și de oameni de încredere, care au fost preocupați de schimbarea sa. Cu timpul, Vlad Țepeș și-a pierdut umanitatea și a devenit un tiran nemilos, folosindu-și puterile pentru a pedepsi inamicii în cele mai crude moduri. Execuțiile și torturile lui au devenit tot mai sadice, iar țara românească a trăit sub stăpânirea lui cu teamă și teroare. În cele din urmă, în timp ce căuta să obțină și mai multe puteri magice, Vlad Țepeș a fost înfrânt de un grup de vrăjitori și magi care au recunoscut răul pe care l-a dusese asupra lumii. Acești magi au folosit puterile lor pentru a-l confrunta pe Vlad Țepeș și pentru a-l înfrânge. În final, Vlad Țepeș a dat seama de consecințele distructive ale puterilor pe care le dobândise și a plătit cu propriul său suflet pentru obsesia sa pentru putere. Într-un final tragic, el a fost învins și s-a pierdut în adâncurile întunecate ale istoriei, lăsând în urmă o moștenire de cruzime și mister. Legătura dintre Vlad Țepeș și Dracula. Legătura dintre Vlad Țepeș și legenda lui Dracula are la bază asociații istorice și literare, iar acest lucru a dus la crearea personajului fictiv Dracula, un vampir celebru în literatura mondială. Numele Dracula provine din titlul său nobiliar și este derivat din cuvântul românesc Dracul, care înseamnă diavol sau demon. Tatăl său, Vlad Dracul, fusese primit în Ordinul Dragonului, ordinul care poate fi comparat cu cel al Cavalerilor de Malta sau cu cel al Cavalerilor Teutoni. Era o societate militaro-religioasă, înființată în anul 1408 de Sigismund de Luxemburg, împărat al Sfântului Imperiu Roman. Ziua înființării ar fi putut, de asemenea, coincide cu încoronarea fondatorului, Sigismund von Luxemburg, ca rege al Ungariei, în anul 1387. Simbolul ordinului era un dragon, iar scopul era apărarea creștinismului și cruciada contra turcilor otomani. Datorită apartenenței sale la Ordinul Dragonului, tatălui Vlad Țepeș era supranumit Dracul, după numele latin al Ordinului Dragonului, Draco. Vlad al II-lea a fost primit în Ordinul Dragonului la Nuremberg în anul 1431 de către Sigismund de Luxemburg. În 1436, numele lui va fi șters de pe lista cavalerilor acestui ordin, deoarece, în anul 1432, la numai un an de la înnobilare, contrar statutului creștin al ordinului care avea ca scop protejarea creștinătății de păgâni, în speță de amenințarea otomană, Vlad al II-lea Dracul i-a condus personal pe turcii care au sediat și incendiat cetatea Severinului, fiind uciși toți cavalerii teutoni din cetate care luptau împotriva pericolului otoman. Tot în 1432, în fruntea acelorași turci, folosindu-se de prin viclenie de titlul de cavaler al ordinului, Vlad al II-lea Dracul a ordonat deschiderea porților cetății Caransebeșului, care, ascultând porunca, a fost incendiată și jefuită de aceiași turci conduși de Vlad al II-lea Dracul. Jaf și pustire care se va întinde în întregul sud al Transilvaniei, turcii retrăgându-se cu prăzi și robi nenumărați la sud de Dunăre. Porecla Țepeșii s-a atribuit lui Vlad al III-lea în urma execuțiilor frecvente prin tragere în țeapă pe care le ordona. Chiar turcii îl denumeau Prințul Țepeș. Acest nume a fost menționat pentru prima oară într-o cronică valahă din 1550 și s-a păstrat în istoria românilor. Legătura cu romanul Dracula de Bram Stoker. Cel mai important factor în crearea legăturii dintre Vlad Țepeș și Dracula este romanul Dracula, scris de autorul irlandez Bram Stoker în 1897. În roman, Stoker a creat un personaj fictiv numit Contele Dracula, un vampir sângeros și nemuritor. Deși romanul nu se bazează direct pe viața lui Vlad Țepeș, există câteva elemente în poveste care sugerează o posibilă conexiune între personajul lui Stoker și domnitorul român. Această conexiune s-a amplificat odată cu popularizarea romanului și adaptările sale ulterioare în filme și alte lucrări.
inspirat de Vlad Țepeș. De-a lungul timpului s-a sugerat că Bram Stoker s-ar fi inspirat în parte din istoria lui Vlad Țepeș atunci când a creat personajul său Dracula. Cu toate acestea, nu există dovezi solide care să susțină această afirmație și nici Stoker nu a menționat în mod explicit această influență. Astfel, Vlad Țepeș și legenda sa au devenit în mod popular asociate cu personajul fictiv Dracula, chiar dacă conexiunea dintre cele două este în mare parte literară și nu istorică. Vlad Țepeș rămâne o figură istorică notorie, în timp ce Dracula, creat de Stoker, a devenit unul dintre cei mai recunoscuți vampiri din literatura mondială. Credința domnitorului. Vlad Țepeș a fost adesea asociat cu Biserica Ortodoxă și cu creștinismul în țara românească și a fost cunoscut pentru susținerea și promovarea creștinismului în timpul domniei sale. El a înfăptuit diverse acțiuni pentru a consolida poziția creștinismului în țara românească. A sprijinit construcția de biserici și mănăstiri, a acordat privilegii bisericești și a impus reguli și regulamente religioase în țara sa. De asemenea, a încurajat călugării și a donat pământ bisericii. În acest sens, putem spune că Vlad Țepeș a fost un domnitor care a susținut religia ortodoxă. Cu toate acestea, trebuie menționată cruzimea sa și metodele sale de pedeapsă, inclusiv înfigerea victimilor pe țepe. Ele sunt în contrast cu învățăturile creștine despre iubire, milă și iertare. Aceste acțiuni au adus o notorietate negativă numelui său, iar imaginea sa este adesea percepută ca fiind contradictorie. Deci, în timp ce Vlad Țepeș a fost în mod oficial un susținător al creștinismului ortodox și a luat măsuri pentru promovarea și consolidarea acestei religii în țara românească, metodele sale de guvernare și tratamentul inamicilor săi au fost în multe privințe în opoziție cu principiile creștine ale milostivirii și iertării. În cadrul fortăreței de la Târgușor au fost construite de-a lungul vremii mai multe biserici. Prima mănăstire construită în acea zonă a fost cea ridicată la ordinul lui Vlad Dracul Voievod, tatăl lui Vlad Țepeș, în 1427. Ulterior, după câțiva ani, domnitorul Vladislav al II-lea se mută aici pentru o vreme și ridică și el o biserică în 1447. Potrivit datelor istorice, între tatăl lui Vlad Țepeș și Vladislav al II-lea a existat un conflict deschis, iar acesta din urmă îl ucide pe Vlad Dracul, dar și pe fratele lui Țepeș, Mircea. Dornic de răzbunare, Vlad Țepeș nu a stat mult pe gânduri și l-a ucis pe Vladislav al II-lea. Realizând că a comis un păcat, domnitorul a decis să ridice o biserică, ceea ce a și făcut în 1461. Mănăstirea Turnu a fost ridicată la ordinul lui Vlad Țepeș pentru a spăla din păcate. Domnitorul a lăsat și un mesaj în slavonă pe o placă, ce acum se găsește la muzeu. Cu mila lui Dumnezeu, eu, Vlad Voievod și domn al toată țara Ungrovlahiei, fiul marului Vlad Voievod, a zidit și a săvârșit această biserică iunie 24 în anul 6969, adică 1461, Indictionul 9. Vlad Țepeș, un domnitor foarte apreciat. Perspectiva românilor asupra lui Vlad Țepeș este una complexă, uneori controversată. Există mai multe motive pentru care unele segmente ale societății române îl apreciază pe Vlad Țepeș. 1. Lupta împotriva otomanilor. Vlad Țepeș este văzut ca un lider care a luptat împotriva cuceririi otomane a teritoriilor românești. Mulți români îl văd ca un erou național, care a apărat țara românească de expansiunea otomană și a luptat pentru independența țărilor. 2. Apărarea țării românești. Vlad Țepeș a luptat pentru apărarea țării românești împotriva amenințărilor externe, în special împotriva Imperiului Otoman. Multe dintre acțiunile sale, inclusiv cele de a ține sub control nobilimea și de a mobiliza populația împotriva otomanilor, sunt văzute ca măsuri pentru a proteja independența țării sale. 3. Determinarea în apărarea țării. Vlad Țepeș este recunoscut pentru curajul și hotărârea sa în apărarea țării împotriva inamicilor săi. El a adoptat metode dure și neconvenționale pentru a-și proteja poporul. Unii români văd această hotărâre ca un semn de lider puternic. 4. Rezistența față de străini. Vlad Țepeș a luptat împotriva influenței străine și a intervenției străine în afacerile interne ale țării românești. Acest aspect al personalității sale este admirat de cei care susțin suveranitatea și independența națională. 5. Un domnitor drept. Vlad Țepeș este considerat un domnitor drept, în parte, datorită măsurilor pe care le-a luat pentru a menține legea și ordinea în țara românească pe durata domniei sale. 6. Lupta împotriva corupției.
Vlad Țepeș a fost cunoscut pentru aplicarea legii în mod riguros și pentru combaterea corupției în rândul nobililor și funcționarilor guvernamentali. El a impus reguli stricte și a pedepsit corupția cu severitate. 7. Disciplină și ordine. Vlad Țepeș a instaurat un regim de disciplină și ordine în țara românească. El a impus reguli clare și a pedepsit infracțiunile cu brutalitate, ceea ce a contribuit la menținerea unei societăți relativ ordonate și fără tulburări majore. 8. Susținerea legii și justiției. Vlad Țepeș a încercat să asigure respectarea legilor și a sistemului de justiție, chiar dacă a folosit pedepse crude pentru a face acest lucru. El a promovat ideea că nimeni nu este deasupra legii și că toți cetățenii, indiferent de statutul social, trebuie să răspundă pentru infracțiunile lor. Cu toate acestea, este important de menționat că perspectiva asupra lui Vlad Țepeș este uneori subiectivă și variază în funcție de convingerile și interpretările individuale. Ați ascultat un material semnat de ziaristul și scriitorul George Hodorogea. Până data viitoare, Valiconea vă urează toate cele bune!